încă un videoclip low cost filmat din dublu pentru că nu am bani de trepied. Acum recent m-am înscris în Asociația Bombardierilor din România. M-am înscris la Golpi Group și m-o și acceptat printre ei. Cu toate că nu am BMW, dar am un lanț galben și o brățară galbenă care zici juri câți de aur și m-au acceptat în comunitatea asta a lor. Și de când sunt în comunitatea asta am o frustrare și vreau să o împărtășesc cu toată lumea. Recent s-o băga la pecourile din România, la toate pecourile din România, la pompele de alimentare s-o băgat valori de 50, 100 și de 200 de lei. Da? Pentru alimentare rapide. Întrebarea mea pentru OMV, Petrom, Lukoil și așa mai departe. De ce nu s-au băgat și butoane adiționale pentru noi bombardieri cu valoare de 10 lei? De ce nu s-au băgat? Vreau să și mie să-mi răspunde cineva de ce nu s-au băgat butoane cu 10 lei pentru noi bombardieri. Păi, noi care suntem clienți cel mai fideli acolo la orice peco din România, dacă te duci și te uiți, noi bombardierii suntem clienți cei mai fideli. Păi, peco e ca a doua noastră casă, cum se spune. Peco pentru noi e bar, e restaurant, e parcare, absolut tot e pentru noi. Noi ne dăm întâlniri și cu gagici și cu prietenii la peco, pentru că ne este mai ușor. Nu mergem, punem de 10 lei și plecăm până în centru și cheltuim motorina. Ne dăm acolo frumos întâlnire la PECO. Am pus frumos de 10 lei, ne-am întâlnit, am stat în parcare o oră, două, am povestit cu tari, cu mașinile, cu luminile aprinse, mai pornim un pic, mai încălzăm motorul, iar, știi? Stăm acolo în parcare câte o oră, două. Nu? Facem meeting acolo în parcare, ne dăm întâlniri cu pițipoancele noastre, tot acolo în parcare și stăm. Noi am crezut că avem o legătură cu pecurni, o legătură de prietenii, o relație de prietenii, dar văd că nu e așa, suntem lăsați, cum să spun, suntem lăsați deoparte, suntem discriminați, noi care vorba aia, suntem clienții cei mai fideli la peco. Păi, sunt oameni care vin într-o săptămână la peco o singură dată, noi venim în fiecare seară. În fiecare seară, ba punem de 10 lei, ba ne dăm întâlniri în parcare, mai bem un suc, mai bem o cafea de acolo de la Tonomat, mai stăm, mai discutăm, mai cu tari toată noaptea. Asta este discriminare. Și mă autosensizez, ca să spun așa, și sunt nevoit ca să fac reclamații. Și să spun la conducătorii ăștia care conduc pe toate pecourile din țară, da? Să bagi neapărat și de urgență butoane adiționale pentru bombardieri. Dar să nu-i pună dracu și să pună pe butoanele alea valoarea de 10 lei ca să ne facă de rușini, da? Să nu-i pună dracu să facă asta. Poate să bagi, nu știu, sub buton să scrii, de exemplu, o rimă amuzantă, da? Hai ca să dau și un exemplu. De exemplu, ce rimează cu pompa 1, da? Spunem la pompa 1, punem o rimă frumoasă. Dar la pompa 1, ce rimează la pompa 1? Ia parfumul, nu săpunul, nu? Și asta ne și caracterizează pe noi. Că cine dracu să mai spală cu săpun în 2021? Tu nu vezi că săpunurile au mirosuri de astea de săraci? Ba cu arou, cu miros de meri, ba cu miros de peri. Cine dracu vrea să miroasă meri și a peri? Mai degrabă te dai cu Gucci, cu Treble, cu Armani, cu... nu? Așa că și rimează, știi? Când te duci acolo la casă și spui bombardier la pompa 1, pac! Ia parfumul, nu săpunul! Și ai dat 10 lei, știi? Lumea crede că ai făcut o rimă șmecher, dar tu de fapt ai alimentat cu 10 lei, știi? Că vorba aia, avem o relație de prietenie, nu? De exemplu, la pompa 2, da? La pompa 2 poți să pui bombardier la pompa 2 până centru și înapoi. Că noi oricum așa alimentăm, doar până în centru și înapoi să mergem, nu? Păi și o rimă faină, știi? Și ușor de dat prin stații, știi, când dacă cineva la caserie, cineva acolo la pompa, bombardier la pompa 2 până centru și înapoi, numai te duci, ai dat 10 lei acolo, știi, alimentare rapidă. Nu? Mi se pare corect ca să nu fim discriminați. De exemplu, la pompa 3,
poți să pui bombardier la pompa 3, a băgat de 10 lei, știi? Pa, bine, și sună altfel, știi? Dar poți să pui a băgat de 100 de lei, dar de fapt îți dai mai bine, mai bine, rectific, bombardier la pompa 3 a băgat de 100 de lei. Știi? Dar noi dăm 10 lei, că valoarea e 10 lei, că da, să fie acolo, să ne putem și noi permite, știi? Dar ca să na, să nu știi lumea, pui acolo un nume de sub, bombardel la pompa 3, a băgat de 100 de lei, nu? Iar la pompa 4, la pompa 4 n-am lui, mă, că la, e porcoasă, e porcoasă și ce rimează cu 4? Vă las pe voi să vă gândiți, nu, nu-i frumoasă și nici nu ne caracterizează limbajul ăsta vulgar. La pompa 4 nu punem nimic, doar un buton care se apeși pe el când duci la cațării, butonul fără nume. Punem așa, lăsăm așa la pompa 4, crimează cu porcării și nu vorbim porcării, da? Și gata, am rezolvat problema, nu? Rezolvăm problema. Deci asta este, cum spun, propunerea mea pentru toți conducătorii de rafinării și de companii petroliere, da? Ca să nu fie discriminare. Că și așa, noi români avem etichete ca și cum am fi rasiști, de când cu arbitrul ăsta, care i-a spus la negru, negru, și toată Europa o scăva, ai de mine, uite, țăganii românii sunt rasiști. Așa că, hai ca să terminăm odată cu discriminările și cu rasismul, să fie toată lumea fericită. Și să facem ceva și pentru bombardierii din România, că la urma urmei suntem și noi, avem și noi o identitate. Suntem și noi cineva, nu? Mulțumesc frumos și să ne auzim de bine în 2021, cum ar spune Viorica Dencilă, și să sper că Lukoil și OMV și Petrom și tot șmecherii ăștia nu uită din noi bombardierii. Că din parcarea lor oricum nu plecăm, că n-avem bani ca să punem să plecăm până în centru cu mașina.